întrebări, îmi vor da provocări timp de 24 de ore, iar primul este... Nițu! Asta zic și fii atentă ce te provoc. Vreau să mergi la Tri-Academy, dar la piscină, da. Și okay. Să-ți iei o burtă îmbrăcată, că tu pe canalul ăsta nu cred că ți-ai luat burtă niciodată. Dar nu mi-am luat burtă niciodată în viața mea. Hai să mergem atunci, haide! Cum să-mi dai provocarea să iau burtă îmbrăcată? Na, hai să te văd, ia uitați-o cum arată îmbrăcată, da? 3, 2, 1 și... Haide! Mamă, cum s-a auzit să moare brapeții! Bă, ce mă doare burta! Hai să mergem la următorul YouTuber să vedem ce ne zice! Pentru că știu că ești curajoasă, am să-ți spun așa, te provoc să mănânci cei mai picanți noodles din România. Vai de mine. Da, fără vrăjeală, deci... Fără vrăjeală, da. Păi picanți. Hai să facem provocare. Avem aici cei mai picanți noodles pe care i-am găsit pe piață, scrie aici 3X spicy, de 3 ori spicy. Nu vreau să-mi imaginez ce e aici. Ultima oară când am mâncat spicy mi s-au umflat gingiile și s-au inflamat și am fost și la dentist. Mami, cum sunt ăștia? Deci așa arată noodle și normal. Și a vedeți ce se află aici. 3X spicy și o bombă, mor! Mamă, și condimente din astea. Ok, s-au fiert acești noodles. Avem aici sosul. Hai să vedem o desfacem. Mamă, murim! Oh my god, uitați-vă cum se scurge și mai e! Vai, de mine mi-e rău, vomit! Ok, am golit tot ăsta, amestecăm. Mamă, cum miroase! Ia, miroase puțin să vezi. Ia, mă! Aoleu! Mai avem niște condimente aici, abar n-am, susan, ne pun... Mâini și pastea, mamă! Alge și susan! Alge și susan, să fie totul chili rău de tot. Uitați-vă cum arată. Hai să gustăm. 3, 2, 1 și... Mamă, ce arde. Să vezi cum se simte pe aici, așa. Mamă, limba mea. Mamă, i-a rămas apă în gură de la... Mamă, și ce zic? Ce arde, bro, what the fuck. Mamă, bea puțin lapte, nu-mi place nici laptele mie, dar în fine. Dacă râzi, ia mănâncă și tu, frate. Lasă că mănâncă pe un short, să vă uita și la ăla. Ah, da, foarte iuți acești noodles, nu mai mănânc. Hai să ce următor YouTuber, că e jale. Barbie, te provoc să faci cumpărăturile în piața Obor îmbrăcată în costum de Spider-Man. Oh, te bagi? Fac, o să râdă toată lumea de mine. Asta-i tot, asta e. Faci sau nu faci? Mamă, fac de râs acolo. Hai de mine, frate, pe bună, să mă fac de râs și mi-am ales și acest costum de Spider-Man. Care ar fi dacă ar exista și tranzițiile alea în viața reală, adică să fac așa și să fie pe mine. Ia fă. Ia uite, bă, chiar merg în viața reală, credeam că e doar un mit sau ceva de genul. În spatele meu este piața Obor, am venit la Obor pentru că astăzi este sâmbătă, toată lumea face cumpărături, ia legume, fructe, nu știu ce. Hai să vedem, mergem în piață, să nu mai bătrân, toată lumea se uită la mine, sunt în centrul atenției și mă duc să-mi cumpăr și eu un kil de roșii, de castraveți. Hai să vedem. Suntem aici, cumpărăm și noi niște ridichi. Cumpărăm bine de tot azi, doamna. Spider-Man își face cumpărături la piață, Spider-Woman. Mai dați-mi și 5 de ceapă. Mamă, ce grele sunt ridichile astea. De ce se uită lumea la mine? Un preț nevoastră de 17 lei roșii din astea? Ce Spider-Man mai face cumpărăturile de piața Obor? Cred că nimeni, sunt singura. Dar vă place cum sunt îmbrăcată? Mulțumesc, Arună. Doamne ajută. Știi ce trebuia să facem? Să mergem să mâncăm mici. Dar mie nu-mi plac mici. Niște hamsi, de fapt. Bă, da. Misiune îndeplinită, hai să vedem ce spune următorul YouTuber. Suntem altul de Selim, iar acum el îmi va spune o provocare. Hai să vedem. Lasă-l pe Mițu să te macheze și pune pe Instagram să vedem ce o să iasă. Pe Mițu nu știe să macheze. Nu e treaba, mai e provocare. Bine, hai să mergem să facem. Mamă, de-abia aștept. Am aici o cutie plină de machiaje și Mițu va trebui să le folosească pe mine. Haide să vedem. Începem cu acest lipstick day. Dăm cu ăsta prima oară, noi așa dăm. Bam, bam, bam. I-am dat pe dinți. Haide să vedem, băieți. Asta. Hai, închide ochii. Închide ochii, că știu eu. Haide, se numește rimel ăsta, mă. Ia uite, bă, știut. Așa. E bine, băieți? Foarte bine, este super. Adică e bine fetelor sau? Adică bă, cât pui. Atât. Doamne, ferește, cât a pus. Bine. Haide. Bam, 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 bam. Bă, îmi dai în gură. Închide, nu mai vorbi, nu mai vorbi. Face intenționat. Mi-a băgat iar în gură. Ok, am terminat cu ăsta, băieți. Părere până acum? Hai de capul meu cum arăt. Locked Kiss Ink. Ăsta, da, da. Ăsta roșu, tat. Haide. Așteap, ușor, mă, nu mai vorbi. Deja e murdărit, e Invisalign. Gata, numai, atât. Haide, mă, că merge. Ăsta e, băieți. Ăsta e doar un creion. Ăsta este creionul magic. Bă, faci eyeliner și nici nu... Cum? De ce îmi dai sub ochi? Păi de acolo se... nu se pleacă de sub ochi? Pleacă de aici.
Facem un eyeliner. Bă, aici. Face mișto. Nu! Niște de asta și vrea să dau eu, băieți. Mix de asta așa. Ia uitați. De asta și vrea. Bun. Acum să începem să pictăm. Da. Dăm și în partea asta și în partea asta. Bă, mi le stric. Aoleu, cred că ți le stric. Uitați, îmi dă pe nas. What Stai, mă, că așa se continuă. Deci, da și voi o notă, cam așa arăt. Și acum haideți să pun un story pe Instagram. Da. Hai să facem story-ul ăsta acum pe Instagram și hai să vedem. Ăsta e story-ul și haideți să-l postăm. Mamă, frate, nu vreau să știu ce reacție să aveți când o să vedeți story-ul ăsta înainte de vlog. Cei care au văzut story-ul înainte să lăsați în comentariu cu am văzut story-ul. Să văd și cine mă urmărește cu adevărat pe Instagram, dacă nu, dă și tu un follow. Te rog, o sunăm pe mama Mițanu să vedem ce părere are despre make-up pe care mi-a făcut Mițu. Hai să vedem dacă răspunde. Neața, stai așa un pic că trebuie să-ți o arăt pe Parpi, da? Ești gata? Vezi că ești filmată. Hai, 3, 2, 1. Îți place ce make-up am făcut? Cum? Eram sigură că și-a putut joc de mine. Cum, mă? Nu vezi ce frumos roșu pe... Și pe dinți. Da, mă, Barbie, mă, deci asta a fost provocarea. Da, mulțumesc, papa. Până și mama Mițanu a zis că ți-ai bătut joc de mine, eram sigură. Nu, mă, dacă nu știți, mă, nu știți, mă. Hai să mergem la următoarea provocare, că nu mai pot să stau așa, vreau să mă demachez. Salut, Mițule, m-am îmbrăcat aici la cămașă ca la nunta mea să-ți dau o provocare ultra magnifică și anume Ariana MTZ să dea un mystery box la cineva de pe stradă și să vedem dacă îl acceptă. Acel cineva să fie necunoscut, să nu-l știi, să vedem dacă poți să faci această provocare, ar fi top. Avem aici mystery box în care am băgat 50 de lei și o să-i dăm pe stradă. Probabil o să mai fac chestia asta de mystery box pentru că nu merge tonomatul și n-am pus să mai mulți bani. Chiar vreau să dau 100 sau 200 de lei. Haideți să vedem cui dăm ăștia 50 de lei. Cine acceptă un mystery box din partea mea? Un cadou, să le zic, pentru că pai sunt mai bătrâni. Deci poate găsim pe cineva care chiar are nevoie de bani ăștia să-și facă cumpărăturile aici la piață. Hai să vedem cine acceptă. Bună ziua, aveți acceptat un cadou din partea mea? Anume. Vreți să deschid? Sigur. Ia uitați. Pentru dumneavoastră. Luați-l că este pentru dumneavoastră, faceți cumpărăturile aici în piață. Vă bune, să rămână. Dumnezeu să vă dea sănătate. Mulțumesc frumos, la fel vă doresc. Am dat și bani, am făcut niște bătrâni fericiți și haideți să vedem ce zice următorul YouTuber, pentru că sunt tare curioasă, am făcut toate provocările până acum, sper să duc challenge-ul ăsta până la capăt. Ariana, te provoc să-i faci o surpriză lui Mițu, dar să fie una drăguță și care să-l impresioneze. Deci hai să mergem către surpriza pe care ți-o pregătesc. Niciunul dintre noi n-a mai făcut asta niciodată, deci este o premieră pentru amândoi. Pă bune? Da, ești pregătit? Da, mă, sunt curios. Bă, o să fie frumos sau mă sperii, gen? O să fie o surpriză foarte frumoasă. Hai, Doamne, ajută, ce ești să zic. Hai să mergem. L-am adus pe Mițu la squash, nu știu dacă știți ce e ăla, dar este un fel de tenis cu peretele, cum ar veni. Ia, mă, surpriza. Da, hai să vedem cum stă treaba. N-am jucat niciodată și de-abia așa să vedem cum e. Avem niște rachete super ușoare și niște mingi. Ia uitați-vă ce mici sunt. Sperăm să nu lovim camera, hai să ne jucăm. Fiind prima oară când ne jucăm, a fost foarte distractiv până când am descoperit asta. Mingile astea nu s-ar deloc, uitați-vă. Nu știm cum se joacă jocul ăsta, dar chiar e super tare, e super distractiv. Zi regulile, Mițu. Deci jucătorul trebuie să stea în spate liniei de servă trasate pe podea dreapta sau stânga. Serva este bună dacă mingea de squash atinge peretele din față peste linia de servă și în spate liniei de mărcinește terenul. Da, deci cam astea sunt regulile. Haideți să vedem cine este acum, după ce am știut puțin regulile, așa de fun. Ia vedeți unde a pus doar pe mingea. E fix acolo mingea, nu știu cum a reușit să dau acolo. Fix acolo, mă. Îți place surpriza pe care ți-am făcut-o? Da, chiar tare, chiar tare. Distractiv, nu? Așa de seară, cred că mergem. Încheiem vlogul frumos. Mamă, deci am transpirat, nu mai putem. Am meritat surpriza asta, nu? Da, mai ales că am și câștigat. L-am lăsat să câștige pentru că ăsta-i vlogul meu și trebuie să-l las invitatul să câștige, nu? 23-15, nu? Da. Diferență mare. Nu uitați să dați un butonul de like. Și dacă mai aveți episoade de genul, neapărat subscribe și dați-mi în comentarii ce vloguri vreți să mai facem, bine? Mi-ți transpirat, nu mai poate. Și eu de altfel, noi ne-am dus. Pa! Pa!